Expozanții târgului Alimenta Tradițional vă așteaptă cu șunculiță țărănească, păstrăvân, cobză, căltaboș, crânăciori de oaie, ardelenești și de casă, ceafă și costița afumată, mușchi împletit, mușchi montana, slănina afumată, tobă, dar și brânză de burduf în coajă de brad, brânză cu chimen, ardei și busuioc, cașcaval, telemea sau iaurt. Nu puteau lipsi produsele de panificație și patiserie, dulcețurile sau produsele din plante, ceaiuri, tincturi, siropuri și alifii. Este un târg de tradiție aflat la 7-a ediție. Ce își propune să promoveze activitatea producătorilor locali și nu numai, de produse tradiționale, cu specific în fiecare domeniu de activitate. Produse unde veți regăsi produse preparate de carne, produse lactate, dar și produse de patiserie, dulciuri și așa mai departe. Este ceva benefic pentru sănătatea noastră, este ceva benefic pentru faptul că toți la vremea respectivă, bunicii noștri, străbunicii noștri au avut niște obiceiuri culinare, niște obiceiuri de hrană, de a se alimenta. Noi trebuie să le păstrăm tradiția. Târgul este deschis până duminică și poate fi vizitat între orele 10 și 19.